salut! Și bine ați venit în autocarul Petano cu Andu. Salut, frate, cu Elia Saralambus. Bineînțeles, acest autocar cam ca la FCSB, așa, uite câte locuri. Avem o echipă întreagă, dar noi nu suntem o echipă întreagă. Totuși plecăm în Germania, facem un video foarte special. Mergem la Germania cu Scoția, facem un drum foarte lung și frumos de foarte multe ore, mă. Dar noi suntem bărbați adevărat și nu ne dăm înlături. Eu o să conduc autocarul. Continuăm drumul, mergem în Germania, ne vedem la München. O să mergem în fanzonul Petano de acolo. Vom face tot felul de lucruri, așa că stați pe aproape, dați like acolo, subscribe și rămâneți aproape. După cum a spus, voi conduce acest autocar. Dacă ai condus vreun autocar vreodată, like acolo. Dacă ai condus vreodată, like. Și dacă nu, nu-i nimic, pentru că iată, nici eu nu am condus un autocar. Niciodată nu știe nimeni. Aaaa! I-am făcut pe fraierul, gata, am luat și barii și mergem în Germania. Am ajuns la Seged aici, unde ne-am cazat. Am ieșit și noi să mâncăm ceva, o friturică, un burger. Ne-am luat și eu o cola frumos cu gheață. Arată foarte frumos acest Seged, n-am văzut niciodată. E frumos că descoperim și alte locuri în popasul nostru. Mai stăm pe aici în această seară, după care plecăm din azi direct spre München. Cred că Gabi, Tama și-a oprit tot aici unde am oprit noi mai devreme. N-are sens, pentru că cineva a golit toate sticlele de băutură și știm cine e cel mai puternic român care te pune să-mi pasă orice ar fi. Adică cu asta n-ajungi departe mărunea, nu știu ce să zic. Se termină prima zi, băi, frate. În Ungaria. Până unde crezi că ajunge în Ungaria? Ai grijă ce spui? Nu se termină prima zi, de-abia acum începe. De-abia acum începe. Ai grijă ce spui? Iese din grupă, frate. Mamă, păi da. S-a făcut și un popas, eu nu știu unde ne aflăm, pentru că eu dorm tot drumul, practic mă teleportez în Germania, este cel mai rapid video de transport. Salut, salut. Ce lucrezi tu aici? Salut. Vlog în vlog. Vlog în vlog. Tu ce lucrezi aici? Salut, salut. Eu fac vlog aici. Vrei să-mi pui o întrebare, Teo? Da, vreau să știu cum e drumul ăsta, că pentru mine m-am teleportat, nu știu unde suntem. Te teleportat, suntem acum în München, aici este Valea de München. Ah, văd, uite, și copaci, oameni. Da, și acum ne pregătim să mergem la meci, nu? A, gata? Da. Haide, hai Germania! Am ajuns la München și sunt toți fanii, bă, scoțienii, bă! Buck like! Iată, bă, să primesc cu tine, că tu nu ești scoțian. Ideea e că, fiind Germania, Scoția, vă dați seama că sunt numai scoțieni și cât s-au putut veni și ei acolo, dar tot o să fie atmosferă mâine. Momentan încercăm să mai găsim ceva deschis, că am făcut 25 de ore, cred că am făcut până la München, dar nu-i nimic, pentru că fotbalul ne-a trimis aici și ne-a trimis bine. E fan să fii fan. Ia uite, bă, ce atmosferă pe aici. Aaaa, sunt bolgări, bă! La bătaia acum, repede, mesajul din mine. Hai, sărim, sărim. Ce se întâmplă aici? Ia uite, bătul cântă. Vezi, bătine, am venit pe gătiță, euro, bă, euro! E nebunie! Da, mă, da, la fa... Că atunci n-am fost la Arsenal. Mă atorim jalon în cap, e regele! Suntem în ziua meciului aici la hotel, unde vorbim tare pe holuri, se ne audă tot hotelul. Yeah. Și ne-am luat tricouri cu Leverkusen din second hand. Și cât ai dat pe el, mai știi? Asta a fost 12 lei, că și scrie pe 12 lei, da. Salut! Și va fi tare rău meciul, hai să vedem ce se întâmplă astăzi. Vă dați seama? Oamenii au nisip aici, deci mi se pare incredibil, tot și infrastructura e. Mamă, ce e asta? Ia vezi, lumină! Ce e, mă? Bună? Aaa, e cu Skill Games. Băi, e chiar FCSB, campioana cu noul logo. Vedem tot de aici. A fost incredibil atmosfera acolo, fazor 10.000 de oameni aici în jurul Olympia Park. E momentul totuși să mergem spre stadion, pentru că se apropie ora de start a meciului, să fie o ceremonie mare de deschidere, ca la fiecare campionat european. Și abia aștept să fac cum e Alianța Arena, merg pentru prima dată, e prima dată aici la München și e senzațional până acum. Ca să intrăm era soluția simplă, chiar speram să se întâmple ceva. A venit un metrou gol până aici, în stația asta, unde era totul blocat. Și gata, mergem spre stadion. E plin și asta oricum. Mamă, îl văd! Allianz Arena! Mamă, între cele mai tare arene din lume și mergem acolo. Ca idee, ce e aici? E un haos total. Râd băieții de mine cu tricoul meu cu Lever. Mamă, cum arată stadionul ăsta. Băgat că nu e luminat încă, dar poate când plecăm. Nervos.
you've enjoyed it. So Alex, thank you for all the support. I hope today is one of your favorites. Am ajuns departe, mă, ce nebunie! De la deschidere, pop, pop! Dacă bate Scoția, ar fi delirul de meloare! Așadar, după această ceremonie frumoasă, scor corect, hai să vedem! Scor corect, o să merg pe 1-0 Scoția! 2-0 Germania! 1-1! Eu rămân la predicția mea, 2-0, tată! Victorie sigură! Și am pus și eu un bilet pe Betano pentru acest meci, ca să iasă profitul! 1 pauză, 1 final, Germania tot și la pauză, 4-2-0, 4-1-0 la pauză, să aibă peste 5 cornere, meci în 2 și ceva, nu erau deloc, e atmosfera de bună, abia aștept meciul! Stadionul ce înseamnă deschiderea asta, că e euforia, așteptarea mea, turneu, vor să vadă spectacol, goluri, e total altă energie. Nu e ca la un meci normal, asta e 100%, deci am mai văzut pe alte stadioane și se compară cu momentul ăsta de start. Hai, ladies and gentlemen, goal scored for Germany by player number 17, Florian Wirtz. Sunt în siguranță cu tricoul acesta, pentru că Flori Wirtz i-a făcut fericiți. N-au ce să zică băieții, e de bine. Sniperul, trebuie să o face la vinclu, wow, ce moment am putea vedea. Opa! Ah, s-a schimbat pentru Havertz, asta e. Bate vi 3-0 la pauză, hai Havertz, se oprește, gol! La pauză, e bă, ce la aici pe Allianz Arena. Gata, pauză. Băieți, știe fotbal, Covriguțu, Berica, la mine e jos pe undeva, Berica, noroc, noroc tuturor la casă. Flori Wirtz, ia vezi. Ia vezi. Niclas Fulcru. Arunc foarte, bă. 4-0, sunt la două corere să iasă biletul, Germania îi placă, au și roșu scoțienii. Hai! S-a anulat, băi, s-a anulat gol la VAR, 4-0. Corner, mă, da! Pariul este bifat din minutul 79, mă, 2 și ceva, 2, 3, știi cât a fost? Lejer! Toni Kroos! Incredibil, de nicăieri au dat gol și aruncă cu berile, este bun, au dat golul spățienii, iau de cum se bucură, mă! Oameni buni,
ne-am dus cu bateriile rău de tot, pentru că a stat și fază și peste tot. 5-1 Germania Scoția, am prins start din prima, ne-am prins în golurile, dar am avut reacții și tot felul, a fost incredibil meciul. Deci către cazare și după care mai avem puțin timp la München, mai petrecem frumos și urmează drumul spre casă cu Eurobasul. Oameni buni, cam acesta a fost drumul nostru în Germania, mergem spre casă. Mamă, este dimineață, să avem un drum lung aici în Eurobasul care ne-a adus la capetul european, la vecea deschidere, sper că v-a plăcut acest vlog. Eu nu mă retrag, dorm tot drumul și așteptăm să revenim în România, vin live-uri puternice, multe alte videoclipuri, stați pe aproape, like, subscribe, cam atât de această dată. Pa, pa!